Nu intru. Atingi de sus vegetație, e o problemă. Câmp. Până la urmă, e prin câmp. Dacă vine vreunul și așteaptă cu ăla semafor, tu deja ești pe partea asta. Dacă, da, acum, dacă nu așteaptă nimeni la semafor, am curat să mă bag așa, să tai din linia lui ăsta, știi? Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou Cox Vlog. Probabil ați văzut vlogul de acum vreo două zile, unde m-a dus GPS-ul ăla sub capul podului. E, dacă l-ați văzut, în același loc să mergem acum, dar mergem pe câmp. Diferența între acum și atunci e că nu mai pusei punct intermediar și încerc să intru din prima cu două GPS-uri. Te vezi, practic pe sub podul ăsta pe aici te trec pe sub podul ăla pe acolo. Ăsta mă duce pe partea aia unde acolo e firma. O ce partea aia unde eu practic trebuie să ajung, dar acolo nu pot să trec cu vagonul pentru că e prea mare remorca. Nu pot să trec cu vagonul, prea mare remorca. Nu pot să trec cu remorca din cauza că lovește de sus. Așa că acum vreau să fac un challenge. Ce challenge? Să nu măresc punctul pe hartă și să mă duc așa după memoria vizuală, cam pe unde aș ști eu că trebuie să merg, să merg încolo și să vedem dacă intru din prima descărcat. În cazul în care vreți să faceți parte la acest vlog de intrare la o firmă prin câmp, că mergem prin câmp pe partea acolo așa, prin câmp pe intrarea, o să vedeți voi pe unde. Împingeți butonul de like, băgați și mie un follow pe Insta și pe pagina de Facebook Adrian Cox. Asta trebuie să faceți și să scrieți mare pace și mare ok în comentariu și părere la sfârșit. Înțelegi? Pace la început și ok după. Ca să fie bine, să fie cu pace. Acum acolo jos e o cameră de viteză care te ia la 90 de grade sub podul ăsta, dar noi ieșim aici. Nu putem să ducem să facem stânga încolo, dacă ați văzut vlogul de mare alteri, că te duce sub capul podului și acolo dai în marcă, e remorca prea înaltă. Noi va trebui să facem dreapta, după cum vedeți. Ăsta nu mă duce încolo, ăsta mă întoarce GPS-ul ăsta. Ăla mă duce încolo. Încolo n-am cum să trec pe sub capul podului. Eu iau pe aici. Iau pe aici așa ușor, 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 ușor. Îl lăsăm pe tovarășul ăsta să ducă el înainte ca să nu ne aglomerăm prea tare aici. Și ne ducem încolo. Deci practic merg ca și cum aș merge fără GPS. Fără GPS l-a descărcat în câmp. Să mă bată mama Paul. O, tălăia. Am mai fost aici, trebuie să recunosc, nu trebuie să o arna sol. Hop, 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 hop. Acerman. Nu știu cum mă salut toată scoția, mă cunoaște să mă bată mama, dacă nu. Acum noi să sperăm că eu încă mai știu drumul, să nu fac un blocaj renal pe aici prin câmp, că e nasoală treaba. E nasoală treaba și nici nu prea ar trebui să intru pe aici eu prea tare. Nu interzis camioane, dar nu ar trebui să vin eu pe aici. De fapt, Tom-Tomul s-a mergea pe altă parte. Vezi, Tom-Tomul nu mă duce aici în stânga. Știi? Tom-Tomul mă ducea pe altă parte, prin Livingstone. Mă scotea pe undeva prin Livingstone, văzut eu, și mă ducea pe la un A. Dar nu-l urmăresc pentru că nu știu nici ce-i pe acolo. Și sper că mi-aduc aminte traseul de ieri. Deci, după cum vedeți, pe GPS niciunul nu indică cum trebuie. Traseul pe care eu trebuie să merg, ăla mă băga, ăsta mă întoarce în jos pe autobandă. Ăsta nu știu pe unde mă duce și ăsta. Ăsta mă duce picol pe partea aia, da. Și noi mergem încolo, fra. Haide, Coxule, am încredere în tine. Doamne ajută. Bine, Coxule, haide, bă. Să nu mă trec cu tine sub capul podului, viața mea. Ușor, bă, că e bordura, man. Mai trec camionul pe aici, vezi? Ăsta se reconfigură. Opa. S-ar putea ca asta să mă duc acum pe unde trebuie, man. S-ar putea ca să mă duc, dar stai să vedem. Că mai e până acolo de băgat. Să fie ăsta oare mai bun ca... Ăsta mă întoarce precis. Știi? Înțelegi cum spun? Practic ocolim tot traseu. Era ușor pe aici, dacă ai remorcă mică. Dar dacă nu, trebuie să vii din sens opus printr-un câmp. O să vedeți când ajungem acolo. În cazul în care n-ați văzut vlogul de mai alalteri, o să vedeți. Când ajungem, ce frumos se vede afară, ce frumos se vede cerul. Nu pot să-i telefonul să văd și eu cum se vede în față, dar mă străduiesc. Și ați observat, am văzut oameni care mi-au scris la filmulețele mai vechi cât de mult am evoluat de-a lungul timpului și în ceea ce privește exprimarea și în ceea ce privește calitatea, că tot timpul am încercat să ofer o imagine cât mai clară, să fiu cât mai explicit în ceea ce vreau să zic. De multe ori nu am reușit din cauza faptului că mai ești obosit, mai ești așa, știi?
O de oltenească nu mă pot opera pentru că sunt oltean, jet pe jet, așa că ăsta e păcatul meu în cazul în care m-a acceptat așa. Practic nu este cel mai mare defect să fiu oltean din punctul meu de vedere. Poate fi și o calitate. Nu zic că noi olteni suntem săraci, suntem nu știu cum, suntem nu știu cum. Bun, poate că și suntem săraci. Eu recunosc că sunt sărac, dar sărăcia pentru mine reprezintă altceva. Totuși nu prea sunt eu sărac mental așa, dacă s-a bine să mă gândesc. De avut așa nu prea am eu multe în viața mea, dar măcar îmi dă lumea like și mă iubesc cu oamenii și îmi apreciază munca așa cu power, cu pace și cu cel mai mare ok. Acum având în vedere că tot vorbim despre sărăcie, sărăcia se poate interpreta, poate deveni putere, poate deveni ambiție, știi? Adică sărăcia materială, sărăcia mentală poate deveni prostie, știi? Eu asta cu sărăcia, frustrare poate deveni iară, se poate interpreta și așa. Ăsta mă întoarce, vedeți cum mă duce încolo, ăsta mă duce în față, s-ar putea ca asta să facă treabă. Ăsta e practic făcut de ei, făcut de ei, făcut de Tom Tom. Mi se pare că e sistemul de la Tom Tom implantat aici și o chestie faină e că îți poți seta inclusiv dimensiunea trailerului. Eu îl pusei pe 16.4 cât am vagonul acum, este înalt vagonul. Dacă ați văzut vlogul de ieri, probabil știți cât de înalt e vagonul, că am făcut prezentare. Vlogurile vin în ordine, viața mea, fac mai multe vloguri în aceeași zi și le postez în ordine, așa cum vin. Deci în cazul în care vreți să vă abonați la acest canal, să nu vă faceți griji că conținutul nu se va pierde niciodată. Practic, filmăm undeva la 3 și între 3 și 5 vloguri pe zi. Depinde de dispoziția mea și depinde de ideile care îmi vin, pentru că pur și simplu îmi vin niște idei să fac anumite vloguri, din ce sunt la muncă le fac. Când am timp le editez și le postez în ordine în fiecare dimineață la ora 3, Anglia 5, România. Și băieții mei sunt cu mine cu like și cu power și îmi spun la cafeluță că tare bună e cafeluța cu un vlog Coxache Vlogache, să vedem pe unde intră nebunul. Cum să răsturnă cu remorca mal, cum dă duc, cum făcut, cum, prin ce când mă intră, pe unde scărcă viața mea. Haide, pac, pac. Bă, s-ar putea să facă treabă bună asta, mă. Deci ce mi-aduc eu aminte, mă duc la, să ajung la A71 ăla și la A71 ăla să cobor în jos. Sper că astăzi, pentru că atunci când am făcut vlogul ăla de mai alaltă, când eram stresat să intru sub capul podului, mi-a picat bateria exact când am ajuns lângă podul ăla. Și n-am apucat să vă arăt unde era podul, podul era un pic mai în față, dar am apucat să filmez din partea aia alaltă cum a dus GPS-ul exact ăsta. Al meu mă bagă sub pod. Mă bagă sub pod și dă cu mine dacă e. Înțelegi? Așa că să n-ai încredere în GPS, în Ioana. Acum începe 277 de ăsta din ce mi-aduc eu aminte de ieri. Uite ăsta ce treabă bună face, vezi? Deci, ca drept dovadă, TomTom-ul este o treabă bună pentru Anglia. Da, da, față de Siriux-ul meu de 100 de ani. Bine, nu compar prețul unui TomTom cu prețul Siriux-ului. Ăsta e undeva la 200 de lei pe România, din ce cred eu. N-are nici măcar hărțile cu update, are hărțile de deci cine când, așa că nu am mare pretenții la el. El e pus pe double decker, dar mă bagă pe sub pod, pe sub care nu pot eu trece. Este dată corect înălțimea, dar pur și simplu el e ca și cum nu vede acolo că podul ăla ar fi mai mic decât remorca mea, așa că nu-l bag eu prea tare în seamă. Important e să fiu eu atent, că poate fi o eroare într-o bună zi în care pur și simplu încerc un cap pe pod și dacă eu mă bazez pe un asemenea animal, când dau sub capul podului fac BAM și sună după aia la poliție și ce îi spui? Ete! Ete! Îi spui la poliție Etel! A, să plătească el amendă atunci, să-i dăm lui puncte pe realizare, pe permis, să-i dăm lui de asta, știi? Și acum probabil își deveni și ăsta, dar nu cred. Da, uite, și acum trebuie să mă duc pe A71. Probabilitatea ca A71 e să fie încolo, așa că nu trebuie să mă duc în față. Ei, eu când ies, ieri n-am ieșit bine. Am ieșit în coace. Am ieșit în coace. Eu când ies, să mă duc Glasgow, să mă duc în jos. Știi? Când ies de aici la descărcarea asta. Aici sper să dureze vreo 2 ore, să mai stau așa ca băieții, să mai beau cu de o gură de cafea, să mă mai dau în pat, să mai stau pe Facebook, să mai una mai alta. Înțelegeți voi, pentru că așa trebuie, să ajung măcar la vreo 12 ore astăzi. Mâine mă rugară cu cursă cu 14 de pe oră, fiind sâmbătă, nu mă duc pe 14 de pe oră. Le trimisei preț de sâmbătă 16 și 18 duminică, dacă vor. Dacă nu, să nu mă deranjeze nimeni pe sâmbătă și duminică, viața mea.
pentru că mi-e bine așa. Bă, aici din ce mi-aduc aminte eu ieri, nu mă duc în stânga, mă. Bă, din ce m-am dus ieri, nu m-am dus în stânga aici, mă. Nu mă iau nici după ăla, nici după ăla. Bă, aici, mă duc aici. Nu, nu aici. Mă duc aici, mă duc aici. Aici mă duc, da, mă, aici. Aici, 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 aici. M8, M8, bă, unde m-am dus aici ieri, mă? Nu, mă, nu, aici. Da, da, aici și după aia mă duc colo. Deci aici, gata, am în două GPS. Ba, nu, ăsta ce veni. Dar ce veni după ce duc reconfigurare, de asta mă scoteam colo. Ca să vedeți, Dană, cum le-a dus 3-0 la GPS. 3-0, deci niciun GPS nu mă ducea pe unde mă duce capul. Deci pe unde te duce capul, fii atent că pe acolo te trag și picioarele. La modul la care, dacă capul te duce rău, îți trag picioarele. Și ce zic? Deci, practic, niciunul dintre GPS nu mă ducea bine. Și eu ce fac? Mă duc cum? Bine dacă e! Bine, trebuie să recunosc că am fost ieri pe aici, dar am registrat foarte bine traseul. Și aseară când m-au sunat să-mi dea cursat, a zis, o, iau, că știu cum să o fac. O, da, o, tălă, ia. Și acum viața mea urmează o porțiune de câmp pe unde intrăm noi. Aici, știi? Practic, cred că ăsta mă ducea bine, uite, vezi, tot timpul se reconfigură. Dacă ieșeam la Livingstone, unde mă scoase el afară, că nu vreau să mă ducă sub capul podului. Deci ăsta nu mă duce sub capul podului, ăla mă duce sub capul podului, știi? N-am pretenții la asta. Nu e prima oară când mă bagă sub capul podului și nu am nicio pretenție la el, adică la alții. Mă aștept la orice. Pretenția am la mine să mă dau sub capul podului. La GPS nu. Dar vezi că ăsta, fii atent câtă treabă cu ăsta. Făcu o treabă foarte mal. Și ghiși ce, man, ghiși ce, aseară mă opresc la garaj, fii atent. Aseară când ajung la garaj am târziat destul de mult, că boșorocul ăla a descărcat cum a vrut el, cum... A venit cineva că trebuia să lua ea remorca, remorca mergea mai departe, că mai erau 3 paleți în ea. La Presto când am ajuns, eu la așa nu te cuplez, nu cuplez. Remorca vine legată, ansamblu, o iau așa și mă duc mai departe. Acum chestia e că vine bătrâna și spune la mine, îmi spune, îi spune de ce am întârziat din cauza podului, că era să dau sub capul podului, ce îi spune pe acolo, nu știu ce. Și ce îmi spune el? Avem un șofer care a trecut sub podul ăla. Pe sub podul ăla. Păi zic, cum, că aveam 16-4 și ăla-i 15, ăla-i 15-2 și ăsta-i 16-2. A trecut. Cum ne-a trecut? Și că ușor, ușor a lăsat din pere și a trecut. Îți dai seama? Ăsta e un periculos, man, să mă bată mama dacă nu. Dar știi de ce? Tu dai seama că el a văzut indicatorul și le-a dat înainte, mă? Deci, practic, n-ai nicio șansă să treci pe sub podul ăla și l-a continuat. Îți dai seama? Și și-a dat seama. Sau nu și-o fi dat seama. Sau s-a dus așa să încerce, să dea, să -ți... Și s-a oprit, să lase din perne, să lase din alea, știi? Oricum e nasol. Eu n-aș încerca. Omului plăcea să trăiască periculos, bă, viața mea, bă. Vezi, sunt oameni cărora le place să trăiască periculos. Ia uite, ăsta se recalculă. Ăsta mă duce în față, vezi? S-ar putea ca ăsta să mă ducă bine. Ăsta se recalculă să mă scoată înapoi în coace. Și acum urmărim o porțiune de câmp. Probabil știți, cei care ați văzut vlogul anterior, cei care nu, trebuie să stați până la capăt, să împingeți butonul de like, să împingeți follow pe Insta, pentru că Cox în fiecare dimineață la ora 5, ora României, este aici cu un vlogache cocosache. Trebuie să merg încet cu remorca asta pentru că are paleți pe raftul de sus. Simt cum mă împing, simt cum mă împinge, nu pot să fac mișcările tare în viraj, mișcări bruște la viraj de stânga-dreapta, că simt eu cum mă duce, mă bălângă așa, știi? Fiind pales pe raftul de sus, la o înălțime destul de luat în calcul, aproape 5 metri, dacă ai un palet acolo de o tonă, e greu, știi? Probabil am și pe raftul de jos și văzui ceva paleți cu piatră, că verificai că ăsta, spre deosebire de la de ieri, are uși la spate, știi? Vagonul. Ăla de ieri n-a avut. Ăla de ieri n-a avut și ăla de ieri mi-a fost deschis prelata, vă spun drept. Dar la ăsta, viața mea, mi-a deschis prelata, uite aici interzis. La dreapta, ăsta mă duce bine, văd că 50 indicator aici de viteză și
acolo arată camera, e camera, dar nu e camera. Știi? Bine, în principiu trebuie să respectăm viteza, man. Că din cauza aia s-a făcut de liniile alea pe asfalt. Dar de obicei unde-s linii pe asfalt, pe angă, e și camera de viteză. M-am uitat și ieri, și astăzi, și nu-i camera. Așa că dacă intrați pe aici cumva, acum deja știți, dacă prindeți jobul ăsta să ajungeți aici, deja știți de la Coxache, Vlogosache, cum să face manevră la pod. Să nu dați de sus. De obicei, la firme la care îți dă o cursă de genul, îți dă hartă, îți dă mapă, în așa fel încât, bine, dar de obicei, ar trebui să-ți dea mapă, să-ți dea hartă. Bă, de ce îl pune pe Hitler aici, mă? Nu pot să-mi dau seama. Uite. Your boss need you to push up. Asta am citit în film acolo. Și că șeful tău are nevoie de tine să împingi. Adică și cum ai dat să tragi, știi? Să muncești din greu. Mi s-a părut așa, ce? Dai cu biciu mine, ce se întâmplă? Aaaa. Ușor, bă. Ușor, bă, ușor, că pe aici deja mai ca liniile, dezactivez aia, prostia aia. Dă-i inferioară, haide, trage dacă e. Bă, acum mai fă, e altceva, uite, aute vacile, aute. Printre vaci și printre oi, măi, cu vagon de... Cu vagonul până la cer, of, of. E prin câmp, nu? E prin câmp. Acum noi spuneți că face coxul clickbait puternic tot, că nu face clickbait coxul, e prin câmp. Până la urmă e prin câmp. Nu e picolul pe unde trebuia să intru prin zona industrială, prin... E prin câmp, printre oile oamenilor, printre vaci, printre broașe tăstoase care horcăne, care schelăle, care schelămbămbăie și e mal. O, uite, printre ambulanță, o ambulanță scoțiană. Apucați să vă spun că suntem în Scoția, nu? Aproape de Edinburgh undeva, mai sus de Livingstone. Mai avem 3 km unde facem dreapta, unde facem dreapta acolo este o porțiune foarte grea de urcare în panta camionului. Dar în cazul care vă plac challenge-urile de genul, vă rog să împingeți butonul de like puternic. Dacă faceți 1000 de like-uri, vă mai fac un challenge. Dacă faceți 1000 de like-uri, urmează challenge-ul următor. Mai avut un challenge acum câteva zile. O să verific like-urile și dacă vă plac challenge-urile, vă dau eu seama dacă vă plac challenge-urile sau nu. Scrieți și voi în comentarii, știi? Și dacă vă plac challenge-urile, mai facem coxul challenge-urile, de la cuțurete așa, bă, bă. Uite aici e îngustă treaba, vezi? Vezi, am și ochelarii pe unii, nu prea văd bine în oglinz. E indicat la descărcări din astea să nu ai ochelarii pe mufă, știi? Dar acum intru fără grijă din cauza faptului că știu cum e mersul. Păi dacă intram ieri să mă fi văzut mai la altele, când am intrat, vezi cum eram, să mă abată, unde intru? Unde intru să mă abată, mă, uite unde sunt, mă? Ia uite unde sunt, mă? Dacă rămân blocat încă, dacă rămân, dacă, știi? Așa era mie. Pentru că când mergi pentru prima oară și mai ales că m-am dus până lângă pod și am văzut nicio cale de ieșire, stai bâzie cu GPS-ul, stai, mă gândești cu ăla cu mașina, ăla, îi spun ăla, hai cu mine să mă duci pe mine, doamne. Știi? M-am gândit că scap ușor, că nu mă îmbat eu capă. Dacă întorcea el cu mașina și mă ducea el, durea la bască viața mea, ce ai? Deci s-a prinde becul acolo, când acelerez prea tare, din scurs s-a prinde becul. Deci, practic, pe aici se mai trec camioane de genul, că eu nu ating de sus vegetația. Când atingi de sus vegetația, e o problemă. Eu am spus la uite, 4 ore și 14 minute condus. L-am mai spus eu în vlogurile mele anterioare, niște tehnici de orientare în spațiu atunci când intri pe drumuri de genul, care sunt urmele de camion care trebuie să le iei în considerare dacă acolo am făcut camion dreapta sau stânga și vegetația. Când ai remorcă înaltă, știi? Asta sunt niște chestii care te pot ajuta. N-am filmat eu vlogul ăla când am intrat acolo între oi. Bă, când am intrat acolo între oi, dacă aveam GoPro și filmam, să mă abate, mi se pare că aveam GoPro, dar n-am filmat atunci. N-am filmat că am fost prea speriat ca să și filmez. Prea speriat am fost atunci ca să și filmez. Dai seama să și fie și filmat atunci. Mamă, ce vlog făceam, să mă abate mama. Dacă filmam, făceam vlog, tată, făceam vlog, tată. Ușor aici, ușor aici, vezi? Intri tare și vrei de dreapta, pleacă remorca, ajungi încolo. Deci cu remorca vin boschezi picolul așa și ce faci? Ce faci remorca, ăsta? Da, te venei picolul așa pe la...
lanci de oi și stă acolo. Ai nevoie de macara, stai. Ai, dacă ți-a adus macara, mă urte uia ăștia. Au capul ăla negru la ele, știi? Uite-o, picolea face în dreapta și intrăm în câmp. Intrăm în câmpul terenului de tot. Mal. Știi? Aici e nasoală treaba. Aici faci de pe banda de mers în față, faci dreapta, știi? De ce faci așa? Ca să nu te complici tu prea tare, să nu mai... Dacă vine vreunul și așteaptă cu ăla semafor, tu deja ești pe partea asta. Dacă nu așteaptă nimeni la semafor, am curat să mă bag așa să tai din linia lui ăsta, știi? Dacă aștepta careva la semafor, tu trebuie să faci virajul mai în larg ca să nu le iei cu remorca. Mal. Și uite, aici tot în câmp suntem. Coborăm așa prin sala Ubre. Ia uite cât e, ia uite drumul. De așa se intre aici, mă, așa e normal să intre aici, știi? Probabil așa le-a fi plăcut ieri de mine. Ce azi, bă, trimitem pe la acolo, să-i scurcă dacă e. Hai să-l mai trimitem o dată, că deja mai avem o remorcă mâine, să ajungă acolo, să-l trimitem o dată. Știi? Lua ăsta la agenție când i-a spus că vreau 16-18 pe weekend. Zice, ok, thanks. Bă, nu ok, thanks. Mă anunț dacă ai ceva, dar nu mă mai deranja, știi? Că probabil dacă apare în seara asta un 16. Eu am mai băgat pe 16, știi? Băgat pe 16. Săptămâna trecută am băgat pe 16, știi? Acum nu vorbesc din filme. Când cer ceva, știu că am mai obținut eu din când în când. La asta nu băgam pe 18. Duminica. Ba, da. Uite, Ana, New Bridge camioane în față. Vede ce? He. La New Bridge-ul ăsta, acolo jos e podul. În 2 km e podul. Știți? Vă arăt eu, nu știu dacă se vede, tare e podul ăla. Dacă nu vă pun o parte de filmuleț, să înțelegeți cam care ar fi podul care îl fentarăm noi acum și cât bântuirăm noi așa dacă e. Cât bântuirăm noi pentru un amărât de pod pe sub care dacă treceam loveam poate că. Unii zic că ar trece, dar eu nu vreau să încerc pentru că automat când am încercat să trec pe sub podul ăla și dacă rămân blocat, vine poliția și m-a spart. Plus că blochez tot acolo, știi? Blochez tot acolo și îți dai seama. Dacă sună un om la poliție, că vede dimensiunea de pe remorca ta și vede podul. Și găsești unul din ăsta care el mai așa, mai zi, cu simț de răspundere, vrea să facă el lumea mai bună, știi? Uite, se vede podul aici din față, vezi podul? Ăla este podul pe sub care eu nu ăsta e. Nu ăsta e, nu e ăsta. Pe ăsta trec, da. Ăsta e autobanda pe care venirăm noi. Adică de sus noi venirăm așa, știi? Pe sub ăsta trec. Dar ăla de dincolo, pe sub care nu trec. Și vă pun o parte de filmuleț undeva. Ia uite, văd toată lumea iasă pe aici. Pace, man. Pace. Vezi, pe aici trec frumos. De vară. Dar acolo, mai în față, eu aici fac dreapta imediat. Acolo mai în față este un pod pe sub care eu nu pot să trec. Și probabil o să vă pun niște imagini aici. Aaaa, ce ai făcut? Pe aici nu intru, mă. Eu pe aici nu intru. Deci eu pe aici nu intru. Așa se intră la firma asta acolo, la New Bridge. Prin câmp, printre oi, așa se intră. Înțelegeți? Acum am făcut fără emoții, băiatul ăsta tot gunoi adunat și ieri. Fără emoții, fără nimic, pentru că ieri am făcut-o cu emoții, și am întârziat, cred că cam o jumătate de oră cu programul. Adică ieri am sărit, nu, 13 minute de conduță am avut în plus ieri. Acum pot să zic că am 4 ore 20, ieri am avut 4 ore 32 când m-am oprit acolo pe linie. Acum eu fac treaba aici, man. Și ne auzim data viitoare. Vă pup, Leana, împinge butonul dacă n-ați făcut-o până acum. Tot respectul și cea mai mare pace din lume. GoPro, stop recording.